Condiții de supraviețuire, orientare în teren, formarea unui loc de campare, zumba sau taekwondo sunt doar câteva dintre activitățile pe care adolescenții le pot face în tabăra organizată de către Asociația Familia Tradițională. Acest proiect vizează dezvoltarea unui concept nou în rândul tinerilor, în care natura să devină un cadru nou de manifestare a valorilor individuale și colective și, de ce nu, un partener de nădejde pentru dezvoltarea lor personală și profesională. Iar informațiile pe care tinerii le vor primi în cele 5 zile de desfășurare vor fi de la personalități ale comunității ieșene, profesori, medici, antrenori de sport, instructori militari în rezervă, psihologi, sociologi. Proiectul Natura, o dimensiune a educației tinerilor pentru o viață activă, se va desfășura în perioada 7-11 august și se află deja la cea de-a doua ediție. Părinții noștri, bunicii noștri au lucrat în natură. Ei n-au fost depresivi pentru că erau împreună mereu tot timpul. Nu era tehnologia. Și natura, legat de proiectul pe care îl are Asociația Familia Tradițională, natura este cea care îi ajută pe copii să fie calmi, da? Să le stimulează curiozitățile, le dezvoltă imaginația. Activitățile se vor desfășura la zona de agrement Ciric. Una dintre regulile cele mai importante de care tinerii trebuie să țină cont vizează telefonul mobil. Va fi interzis pe timpul desfășurării acțiunilor din tabără. Programul începe de la primele ore ale dimineții și se sfârșește în jurul orei 17. Anul trecut am făcut multe activități de antreprenoriat și activități în aer liber. A fost foarte frumos, am socializat cu mulți copii noi și am făcut noi prieteni și sper să fie așa și experiența de anul acesta. Am încercat vara aceasta să particip în cât mai multe experiențe de voluntariat. Am vrut să capăt mai multe experiențe ca voluntar și am crezut că să fiu voluntar la Familia Tradițională ar fi un pas bun, pentru că este o activitate pe o durată mai lungă de timp și mă ajută să intru în lumea asta de voluntariat mai mult. Tinerii cu vârstele cuprinse între 15 și 20 de ani sunt așteptați în tabără, iar înscrierile se pot face pe site-ul asociația familiatradițională.ro sau pe pagina de Facebook a asociației.